Da, perfect. Cum, bravo. Cum a fost ziua în care ați văzut că s-a ridicat? Am o poză cu dânsa. Am chiar în tablou acolo. Am venit de afară și am găsit-o direct sus, ridicase sus, pe șanuchi. Și așa de bucuroasă am fost. Băi, mi-a fost de mirare, că pentru că ea, ei, dânsii de la Iași, de la Bacău, mi-au dat, au spus că maxim îi trăiește o săptămână și ea moare. Și are 9 ani de când a rămas așa. Minunea este, de fapt, Denisa. Copila de 13 ani pe care echipa de profesioniști locali susținută de UNICEF a cunoscut-o în 2020. La 10 ani încă era într-un căruț de copil și avea o mobilitate redusă. Acum, după ajutor și terapie, progresele ei sunt vizibile. Denisa se ridică singură în șezut, stă la masă cu familia ei, își folosește mâinile pentru joc și sprijin. Denisa era pur și simplu imobilizată, deci era rigidă, nu se mișca deloc. Dacă echipa de profesioniști locali susținută de UNICEF nu ar fi identificat-o la timp, starea de sănătate a Denisei s-ar fi deteriorat. Din 2021, de când UNICEF a înființat în parteneriat cu autoritățile locale Centrul Comunitar Integrat din Corbasca, Denisa a continuat recuperarea și lupta cu un diagnostic crunt, tetrapareză spastică. O dată, cel puțin de două ori pe săptămână, ajung la Denisa, lăsăm mașina jos la intrare până unde se poate ajunge și ulterior, cu voie bună, cu patul, după mine mergem la Denisa. Încercăm să lăsăm piciorușul moale, cel mai moale care poți tu, da? Te lași? Hai, stăm înapoi, Denisa, nu tragi în chiulul. Normal că sunt îmbunătățiți față cum era, dânsa stă la marginea patului. Da, 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 pentru că noi o iubim foarte mult. Cu ajutor constant, progresele Denisei sunt vizibile. Fetița este mai activă și se pregătește pentru următoarea etapă de recuperare. Sperăm și noi că poate într-o bună zi o să meargă și ea. Denisa, la fel ca și alți copii cu dizabilități, poate progresa și își poate trăi viața cu demnitate doar cu ajutor pe termen lung și doar cu acces la profesioniști și la servicii medicale adecvate nevoilor ei. Ajutorul tău și al tuturor oamenilor buni care donează în fiecare lună este esențial pentru recuperarea copiilor vulnerabili. Donează acum pe unicef.ro și ajută-i pe Denisa și pe alți copii ca ea. Fii eroul unui copil. Îți mulțumim!